Salutare fetelor și bine ați revenit! A trecut ceva timp de când nu am filmat nimic pentru Beauty Factory, pentru această rubricuță de frumusețe, așa că este timpul să îmi iau revanșa. În episodul de astăzi vreau să testez un fond de ten foarte celebru pe TikTok. Da, este vorba despre acest fond de ten de la Maybelline, Super Stay, care ne promite să acopere foarte bine toate imperfecțiunile, dacă le avem desigur. Pentru asta și-a devenit atât de celebru pe rețele, dar eu nu mă las așa ușor convinsă, eu vreau să-l testez. Bineînțeles, a trebuit să-l cumpăr. L-am găsit într-un supermarket de la noi, nu costă foarte mult, costă în jur de 300 de lei, 300 și ceva, cam așa, nici nu-mi amintesc, dar cam așa, vreo 300 de lei. Este, zic eu, ieftin în comparație cu fondurile de ten care costă și 1000 de lei. Știți voi că sunt și astfel de branduri. Nu zic că nu sunt bune, bineînțeles că acelea sunt foarte bune, dar hai să vedem cum este și acesta. Înainte de a aplica fondul de ten, bineînțeles că trebuie să ne pregătim tenul. Eu folosesc un toner, după care un serum cu vitamina C, pe care îl masez foarte bine să intre bine în piele. Și bineînțeles, pasul numărul 3 este o cremă hidratantă, care vara numai decât trebuie să conțină și protecție solară. Am pregătit pielea pentru fondul de ten, am lăsat câteva minute ca produsele pe care le-am aplicat să-și facă efectul cât mai bine. Mie nu-mi place să mă grăbesc, trebuie să las câteva minute. Am fost curioasă să testez acest fond de ten pentru că eu am tenul care este foarte sensibil și tinde să se înroșească foarte repede și mă deranjează asta, îmi place să acopăr aceste pete roșii și, într-adevăr, atunci când folosești un fond de ten care nu acoperă foarte bine, aceste pete roșii nu prea se acoperă. Acest fond de ten ne promite să stea foarte bine pe pielea noastră timp de 30 de ore. Greu de crezut, nu-i așa? Chiar 30 de ore. O să vedem, nu știu dacă o să stau 30 de ore machiată. Este un fond de ten cu aspect mat. Asta un pic mă îngrijorează, pentru că eu am ten un pic uscat și s-ar putea să arate și mai uscat atunci când o să aplic acest fond de ten, dar vedem. Așa că să începem. Eu folosesc burețelul atunci când aplic fondul de ten, pentru că mi se pare cea mai naturală metodă, ca să zic așa, adică finish-ul este cel mai natural. Așa mi se pare mie, nu știu, vedem. Așa că haideți să vedem cât de bine acoperă. Ok, culoarea este potrivită pentru mine. Într-adevăr, fondul de ten este foarte consistent, după cum observați voi, că n-am pus foarte mult, nu am luat o cantitate foarte mare. Cred că observați și voi că, într-adevăr, acoperă foarte bine. Poate este un pic prea deschis pentru mine, nu știu, acum o să vedem când o să termin totul. Se aplică nu foarte ușor, pentru că bănuiesc din cauza că e foarte consistent, așa, nu e foarte fluid. Deci, după cum vedeți, nu am fost mințiți, el acoperă foarte bine. Fruntea, de exemplu, încă nu a fost acoperită cu fond de ten, iar aici se vede, da, o diferență foarte mare. Aici zona încă este un pic roșie, iar aici este foarte bine acoperită. Eu sunt mulțumită de felul cum acoperă. Trebuie să recunosc că mi-a luat ceva timp ca să îl aplic foarte bine. Acesta este foarte consistent, nu este neapărat foarte fluid, este mai consistent și atunci se aplică mai greu. Concluzia este că îmi place că acoperă foarte mult, are un aspect mat, ceea ce este foarte bine pentru mine, pentru momentele când am filmări, pentru că tenul nu trebuie să lucească. Dar pentru așa, pentru fiecare zi eu nu l-aș folosi, pentru că eu am tenul cam uscat. Chiar dacă l-am pregătit foarte bine înainte să aplic fondul de ten, chiar dacă l-am hidratat foarte bine, acest fond de ten îl arată uscat, iar mie acest aspect nu-mi place. Eu prefer așa, când vara mai ales, pielea să lucească un pic, să aibă acel luciu. Și mai ales că vara eu nu iubesc să mi-acoper foarte mult tenul, adică să-l acopăr foarte mult, așa că sunt căldurile și știți voi.
Așa că dacă vă doriți un fond de ten care să acopere foarte bine și aveți tenul gras, atunci este perfect pentru voi. Dacă aveți tenul un pic mai uscat, aș zice să alegeți altceva, poate chiar tot din gama lor, cu siguranță găsiți acolo și ceva pentru tenul mai uscat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că v-a fost util acest filmuleț și vă promit să revin curând la voi. Pa, pa!